Ja, bună ziua! Christophe Sanviat, bine ați venit în bucătărie la Camelia, la prăjituri cu Camelia și bucate gustoase. Astăzi vom face, ia uitați, din aluatul care ne-a rămas de la Paști pentru iepuraș și puiușori la fursecuri. Eu l-am congelat și astăzi vom face aceste fursecuri umplute cu gem și cu cremă de ciocolată sau Nutella. Și ia uitați, ieri am făcut aceste delicioase bomboane sau prăjiturele din aluatul de la cozonac, din aluat, din cozonacul rămas, îmbrăcate în fondant. Și astăzi, din acest cozonac, vedeți? Ia uitați cozonacul care mi-a rămas. Vom face din aluatul care mi-a rămas de la aceste prăjiturele, vom inventa o altă prăjitură. Așteptăm să mai intre cineva. Între timp eu am să-mi tai foile. Bună ziua, bună ziua! Bine ați venit, Christophe Sanviat! Bună ziua, bună ziua, bine ați venit, Christophe Sanviat. Astăzi o să preparăm tot la fel, din aluatul care ne-a rămas ieri. Ia uitați, de la aceste prăjiturele care le-am făcut ieri îmbrăcate în fondant, cu ce ne-a rămas, astăzi o să inventăm o altă prăjitură. Și din aluatul, bună ziua, Maricica, bine ai venit, bine ați venit. Și din aluatul de la fursecurile de care le-am făcut de Paști, iepuraș și puișori, care mi-a rămas, eu l-am congelat, dimineața l-am scos de la frigider, vom realiza aceste fursecuri cu dulceața de caise și cu Nutella sau cremă de ciocolată, sau cu marmeladă, cu ce doriți. Îmi pregătesc aceste foi să le pun pe tavă. Am să dau aici de parte. Așa. Așa. Mai întâi ne pregătim tăvile, tot ce avem nevoie și după aceea începe. Așa, ia să vedem. Cred că e de ajuns. Îmi trebuie un cerc unde am să fac din acest, vedeți? Ieri am făcut din cozonac, cozonacul care mi-a rămas. Am făcut acest aluat. Am adăugat unt și rom sau un pic de coniac sau un pic de lapte. Depinde, dacă dați la copii, adăugați puțin lapte. Dacă nu, adăugați un pic de coniac, un pic de lichior, un pic de rom, esență de rom, esență de vanilie, ce doriți. Oricum, cozonacul este destul de aromat, are și cacao, are și nucă, deci nu mai adăugăm nimic altceva.
Acesta este și vom începe cu acesta. Ieri am făcut aceste prăjiturele îmbrăcate în fondant. Ia uitați-le, vedeți? Am să vă arăt cum le decorez puțin cu colorant alimentar pe deasupra. Ia uitați, îmbrăcate în fondant, prăjiturele. Ia uitați, ieri le-am făcut așa. Acestea sunt doar câteva idei. Puteți face biluțele și dacă nu vreți să le îmbrăcați în fondant, că are prea mult zahăr, atunci le dați prin nucă, prin fistic, prin cacao, prin zahăr pudră, prin bombonele colorate, prin ce doriți. Așa. Și din aluatul de la fursecurile de Paști, eu l-am congelat, cel care mi-a rămas după ce am făcut puișorii și iepurașii, l-am dezghețat dimineața. Și am făcut, ia uitați, ca să vă arăt, și astăzi o să le facem împreună, fursecuri cu dulceață de caise și cu Nutella sau cu ciocolată, cu cremă de ciocolată, ce doriți să puneți în interior. Și acum o să începem cu cozonacul, deci o să refolosim cozonacul care ne-a rămas, dacă s-a învechit, a meu încă nu s-a învechit. Ia uitați-l cum arată cozonacul de Paști, vedeți? Așa arată. Și încă este moale și bun, să știți. Așa. Și mi-am pregătit o tavă. Aici am aluatul de ieri, deci, cu care am făcut aceste prăjiturele. Deci folosim aceeași rețetă cu cozonac, unt și arome. Să vedem ce o să ne iasă. Aceasta o încercăm în premieră. O încercăm în premieră. Să sperăm că o să iasă bun. Așa. I-am să pun așa o bucățică de hârtie pe fund. Am să-mi inventez o tavă din hârtie. Vedeți? Am pus-o în două. Și am să fac un cerculeț. Așa. Și o să facem așa un circuleț. Vedeți? Se vede? Ia uitați. Și punem așa. Și o să punem baza în interior. Am hârtia pusă în două. Vedeți? Am pus-o în două. Și apoi o unesc. O unesc așa, aici. Și ne dăm diametru cât de mare vrem să facem. Și o să punem așa aici. Așa. Acum nu mai vrea să stea. Iau aluatul. Deci din cozonac. L-am făcut ieri împreună cu voi. Am făcut aceste prăjiturele. Vedeți? Sunt umplute cu această compoziție de cozonac cu care ne-a rămas, cu unt și cu arome. Puteți adăuga și lichior, și coniac, depinde ce doriți. Pentru copilaș puneți lapte. Aici am aluatul, cozonacul care ne-a rămas făcut cu unt și cu, vedeți, este moale. Eu l-am scos de la frigider mai devreme, că în frigider se întărește. Așa. Și o să punem aici în interior și o să apăsăm. Să vedem dacă n-am făcut prea mic diametru. Așa, și o să apăsăm aici. Să ne facem o bază. Așa. Vedeți? Eu dacă scot de aici, am baza mea. Cam așa. Am să o așez mai bine. Să vă arăt. Și o să punem din nou hârtia. Așa. Ca să ne facem baza noastră. Așa. Și să
îi dau același nivel la așa. Hai să vedem aici am închis. Dacă doriți, puteți face într-o formă care se detot, care se deschide. Eu am optat asta să fac așa. Așa. Apăsăm ca să fie cam egal peste tot. Așa. Mi-am făcut forma din hârtie. Și acum am să pun puțin Nutella deasupra. Am să iau așa din borcanel și am să pun așa peste. Nu punem mult, punem puțin. Așa. Să punem două linguri sau două lingurițe. Și întindem. Deci prăjitură la minut, făcută din cozonac, din restul de cozonac care ne-a rămas. Așa. Puteți face baza, o scoateți de la cuptor și după aceea lăsați să se răcească și puneți cremă de brânză, cremă de patiserie, ce doriți. Și chiar și dulceață puteți pune deasupra. Așa, am să mai pun puțin. Așa, eu întorc ca să pot să fie mai bine. Așa. E de ajuns atât. Mai închid așa bine aici să strâng. Și aici am nuci. Nuci, ori le sfărmăm, ori punem așa bucățele. Eu am să le sfarm, că sunt prăjite la cuptor. Așa. Și am să le fac așa mare. Și o să punem așa deasupra. Mai punem două bucățele. Acesta din cozonacul rămas. Deci am început de ieri și terminăm astăzi cu cozonacul. Așa, eu să închid mai bine aici. Așa. Ia uitați. Așa, și acum am să dau la cuptor. Deci din cozonacul nostru care ne-a rămas, am început ieri, vedeți cozonacul făcut. Cozonac făcut cu voi în direct, cu aluat opărit. Așa, încă este moale și bun. Așa, am făcut aceste prăjiturile ieri și cozonacul l-am sfărmat bine, am adăugat unt și totul se face la ochi. Eu am avut cam 160 de unt. Și am pus cozonac și puțin rom. Rom. Puteți pune și esență sau puțin coniac sau un pic de lichior de cireș, un pic tot ce vă place. Eu am pus un preparat pentru prăjituri. Aici în Italia se cheamă al kermes. Este roșu la culoare, dar puteți pune și sirop. Și sirop tot ce doriți puteți. Pentru copilași puneți un pic de lapte. Și am făcut aceste prăjituri, le-am început de ieri, le-am îmbrăcat în fondant, fondant făcut din bomboane marshmallow, de cele gumoase. Și din ce ne-a rămas, am făcut această formă de hârtie, am pus tot aluatul, am făcut baza și am pus un pic de Nutella și cu nuci. Puteți băga baza fără nimic la cuptor
Și nu vreți să puneți Nutella sau cremă de ciocolată și puneți o cremă de patiserie, o cremă de brânzică, tot ce doriți puteți pune deasupra. Eu o să dau. Aceasta este nouă. Este o invenție. Să sperăm că o să iasă și bine și bine. O să vedem imediat. Dăm la cuptor și ne pregătim să facem aceste fursecuri. Așa. Am dat la cuptor. Vedeți? Acestea sunt, ia uitați-le, prăjiturele. Am să vă arăt cum o să le și colorăm puțin deasupra. Ia uitați și pătrățele. Vedeți? Așa. Sau biluțe. Eu le-am făcut albe, simple. Ia uitați, așa sunt în interior. Făcute cu cozonac și cu fondant. Ia uitați cozonacul. Eu vi-l arăt ca să vedeți ce am făcut noi săptămâna trecută, în direct împreună. Așa arată în interior. Cozonacul nostru. Așa, am să dau deoparte. Și acum, am să pregătesc tot așa o foaie de hârtie, unde am să întind, o să facem aceste fursecuri. Am să întind aluatul. Deci este același aluat de la fursecurile făcute de Paști cu iepuraș și puișori pe care le-am făcut împreună. Bună ziua, Mariana! Mulțumesc, mulțumesc! Frumoase și bune! Deci acesta a fost congelat după ce am făcut o parte de fursecuri, care noi le-am decorat împreună tot așa cu glasa reale, cu glasa din albuș, cu zahăr, puișorii și cu iepurașii. Și mi-a rămas acest aluat. Eu l-am congelat și dimineața l-am scos de la frigider și am făcut acestea. Acum o să le facem împreună, vedeți? Așa. Am să dau și cozonacul deoparte. Să-l pun așa. Și o să avem nevoie de aceste forme. Deci steluța, una mai mare și una mai mică. Și pătrățele. Una mai mare și una mai mică. Așa. O să am nevoie de o foaie, pentru că eu am să le pun direct pe foaie și direct în tavă, după pe foaie, fără să le iau și să le trec, că apoi își schimbă forma. Foaie de hârtie am tăiat-o deja și le punem direct în tavă. Mulțumesc, mânuțe de pace. Mulțumesc, te pup, Mariana. Așa, și facem. Aici avem aluatul și îl punem. Îl scoatem de la congelator, îl lăsăm să se dezghețe și apoi începem să-l frământăm puțin ca să ia să-l scoatem din... Așa. Așa, vedeți? De la frigider. Și acum îl frământăm așa puțin cu mânuțele. Îl frământăm așa bine și după aceea întindem o foaie. Eu am o tavă așa mare. Și apoi cu tot cu foaie o să punem direct pe tavă. Așa. Și o să întindem cu un sucitor. Să vedem, l-am pus aici. Cu un sucitor o să întindem direct. Ia să-mi fac spațiu. Așa peste. Și întinde. Eu îl mai dezlipesc aluatul de hârtie pentru că are tendința să strângă hârtia. Și îl dezlipesc și apoi îl pun la loc și îl întind. Așa. Și dăm grosimea care o dorim. Mai groase, mai subțiri, depinde. Depinde cum vrem să le facem, de înalte. Așa.
sunt cer să întind cât mai bine. Eu o dezlipesc că îmi strânge hârtia și apoi o întind din nou. Am să vă las și rețeta la luat. Dacă nu, vă duceți pe canalul de YouTube sau aici pe pagină și găsiți acolo și rețeta și toate ingredientele. Așa. O mai dezlipesc o dată. Așa, o așez înapoi. Acum o să tăiem cu aceste forme. Mai întâi tăiem pe cele mari. Eu nu le iau de pe hârtie, pentru că în momentul când încercăm să le luăm și să le punem în tavă, își schimbă formă. Le las aici, le trag cu tot cu hârtie. Sau puteți pune direct pe tavă și le tăiați direct în tavă. Ia să pun tavă. Ia să vedeți. Așa. Poate cineva nu reușește să pună. Deci puneți aluatul cu tot. Așa. Aici și tăiem direct în tavă. Așa. Și acum tăiem cele pătrate. Mare grijă. Așa, ia să luăm și la cuptor. Și tăiem două, patru, șase, opt, două și încă una. Așa, luăm surplusul. Și acum o să tăiem cu cele micuțe. Tăiem, cum am spus, lăsăm direct pe... Și facem, una o lăsăm întreagă și cealaltă tăiem.
Așa, acum tăiem și cele pătrate cu forma mai mică. Ia uitați dimensiunea între una și cealaltă. Așa. 3-3. Încercăm să punem cât mai pe mijloc. Așa. Așa, ia să vedem dacă la cuptor s-a făcut prăjitura noastră. Vedeți? Ca să nu mai tragem, că în momentul când tragem e posibil să ne cadă și le face, le tăiem direct aici pe tavă. Cred că este cel mai bine. Așa, ia să vedem prăjiturica. Și o să punem tava la cuptor. Ia uitați-o, a crescut un pic. Trebuia să fi prins, aveam aici un fund. O să... Mai că nu stă. Au. Aici pe astea. Este fierbinte, fierbinte. Vedeți cum a ieșit? O prăjitură la minut din cozonac. Ia uitați. O lăsăm un pic să se răcească și apoi o să o punem pe farfurie. Așa. Băgăm la cuptor și biscuiții și să vă arăt că am făcut, sunt gata o parte și să-i umple. Așa, am să dau deoparte puțin, să se răcească puțin. Așa, să o pun pe farfurie. Aici. Ia uitați, eu dimineața am făcut, vedeți, pătrățel, pătrățel, așa, eu am dat și cu zahăr, dacă doriți să dați cu zahăr, așa, ia să punem așa aici. Și dăm înainte cu zahăr peste, se vede, nu? Așa. Așa, și o să punem puțină dulceață. Pe o steluță. Și întindem așa. Puneți o dulceață care nu curge. Așa. Și acum deasupra îi punem. Ia uitați. Vedeți? Și o așezăm aici pe farfurie. Acum le-am făcut. Am schimbat culorile. Așa. Pune și dulceață de cireșe și gemuri. Gemurile cred că sunt cele mai bune. Că sunt cremoase. Așa. Și punem așa pe deasupra, vedeți? Și atât. Ia uitați. Și acum să punem și un pic de cremă de Nutella peste. Așa.
Dá uma chance de margem. Și aici am bombonele colorate și puteți pune 2, 3, uitați pe mijloc, așa. Mai umplem încă una. Punem așa aici și punem 2-3 bombonele colorate. Dacă dorim, dacă nu, putem lăsa pur și simplu sau radem puțină ciocolată. Putem rade deasupra, dacă dorim. E să mai facem una cu Nutella, vedeți? Punem așa aici, pe mijloc. Și apoi o să ducem spre vârfuri. Eu mi le-am făcut înainte, că celelalte stau la cuptor. Ia uitați. Și punem câteva. Sau putem pune, vedeți? Nucă prăjită și o mărunțim așa bine cu mânuța. Și punem așa deasupra. Ia uitați. Așa. Vedeți cum arată? Celelalte sunt la cuptor, sunt fierbinți. Eu le-am făcut înainte ca să putem să le umplem. Așa, am să dau deoparte fundul. Aici avem cozonacul nostru. Avem bomboanele noastre făcute din cozonac. Bomboane. Seamănă cu bomboane, dar sunt prăjiturele. Am să dau așa deoparte. Să mă uit la biscuiți, la fusecuri. Și acum să-mi iau o farfuriuță. Și să punem prăjitura noastră peste prăjitura din cozonac. Ia să vedem cum reușim. Mai să știți că este fierbinte încă. O să pun așa pe totul. Este fierbinte, nu pot să iau. Încă este caldă, ia uitați-o. Așa arată și o mâncați cu lingurița. Este moale, moale și bună. Trebuie să se răcească, este încă fierbinte. Din cozonac am făcut aceste prăjiturile ei și acestea. Ia să vă arăt cum le colorez. Cât se fac fursecurile. Și aceste fursecuri, uitați, umplute, bune, bune și gustoase. Și acum, am pensoane, colorant, doar atingem. Am să dau așa deoparte, să pun aici prăjitura în față. Doar atingem. Și am să iau un pensionaj și o să ating așa aici puțin și o să dăm doar pe vârfuri așa, fără să mai colorăm fondantul. Îl facem alb așa. Doar așa o idee. O să iau puțin verde. Așa. Și am să pun așa aici pe... Uite-te. Se vede? Așa.
Mi s-a oars. Ia să le scot. Eu cu pictatul. Ia uitați, le-am făcut puțin bronzate. Așa, le las să se răcească. Așa, era cât pe ce să le arde tot. Și eu am să termin după aceea. Ați văzut cum le-am făcut, ca să nu se dilateze, să nu schimbe forma. Și acum să pictăm, să terminăm de pictat. Și tot așa, am să-mi iau puțin verde. Puțin, vedeți, doar nici nu o scot. Doar ce este pe vârf. Și dăm așa peste. Dar așa să le facem puțin frumoase. Așa. Și acum am să iau rozul. Așa. Și o să ne murdărim așa puțin pensonul. Puțin, puțin, puțin. Doar așa cât să... Și atingem așa puțin aici. Așa. Uitați. Așa, doar așa ne jucăm puțin. Vedeți? Ia să mai dau. Așa, aici le-am amestecat culorile. Așa, puțin, puțin. Și cu puțin verde în mijloc. Puteți pune pe o farfurioară și amestecați culorile una cu cealaltă, dacă doriți. Așa. Vedeți? Și aceste biluțe făcute în momentul când noi le facem, cum am făcut eu ieri și să este moale, cu o pensetă putem strânge și putem modela dacă dorim să ne jucăm. Așa. Ia uitați, din cozonac. Să vi le arăt așa de aproape. Din cozonac făcute. Îmbrăcate în marshmallow, din acest cozonac. Vedeți cozonacul meu? De Paști, cum arată. Aceasta este ultima bucățică. Ultima bucățică. Încă este moale, să știți. Ia uitați. Nu știu dacă se vede, eu am să-l rup. Încă este moale. Vedeți cum este? Este moale, moale și bună. Nu reușesc, este moale. Este moale și nu pot. Trebuie să se răcească, este încă fierbinte. Așa. Și acesta este tot din cozonac. Cozonac, e aceeași umplutură. Și am pus un pic de Nutella și nucă pe deasupra. Și fursecurile noastre. Ia să dăm deoparte, să ne punem capacele. Așa. Am și pictat astăzi. Într-o zi am să vă țin cu mine și să vedeți cum pictez eu tablouri, că nu lei. Tablouașe în ulei. Ia uitați. Să le încercați să vedeți ce bune sunt. Aluatul este fără praf de copt. Este doar cu unt. Am să vă scriu rețeta în comentarii. Acestea sunt rețetele de astăzi. Așa, să știți că este moale, 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 moale.
să vă arăt aici cum, cum câte se demoale, vedeți? Ia uitați cum arată crema. Este moale, moale. Arată bine, bine. Bună. Bună ziua, Monica. Bună ziua tuturor. Hristos a înviat. Acestea sunt rețetele din cozonac, am făcut aceasta. Trebuie să se răcească, dar să știți că este bună, 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 bună. Cozonacul are tot ce îi trebuie în interior. Așa, am pus doar puțină ciocolată deasupra sau Nutella, eu am pus. Și nuci, nuci prăjite. Și din cozonac, vedeți aceste? Ia să vă rup. Ia dați, le-am pictat. Bastonașe, bomboane, așa, s-au îmbrăcate așa, s-au pur și simplu făcute așa, micuțe, ia uitați, rotunde. Vedeți cum le-am închis? Așa. Ia uitați, să rupem, să vă arăt cum arată în interior. Așa arată. Cozonac, cozonac îmbrăcat în fondant. Și rețeta făcută cu voi, inventată, n-am mai încercat-o niciodată decât cu voi acum. Vă las și rețeta, vă las și rețeta. Deci este foarte simplu, cu cozonacul, am pus cozonacul cu unt, să vă las și linkul de ieri, cum am făcut, deci cozonacul sfărmat cu unt. Și eu am pus un preparat pentru prăjituri, un preparat alcoolic, sau puteți pune rom, sau esență de rom, sau un pic de coniac, un pic de lichior, depinde ce aveți. Un pic de sirop de cireșe, dacă doriți să dați la copii, sau puțin lapte, ca să muiați cozonacul și cu untul. Și eu le-am făcut biluțe, am făcut fondantul din bomboanele marshmallow, acelea gumoase, cum fac eu fondantul, și le-am îmbrăcat. Nu doriți să-l faceți fondant, că credeți că este prea mult zahăr, faceți biluțele și le dați prin nucă, prin alune, prin bombonele colorate, le puteți da și în ciocolată, să le faceți îmbrăcate în ciocolată, dacă doriți. Și astăzi, din ce mi-a rămas ieri, ați văzut, am făcut o formă din hârtie, am făcut baza, am pus puțină Nutella și cu nuci prăjite. Nuci prăjite, așa, și sfărmate, mai mare. Și din aluatul, vedeți aluatul care mi-a rămas de la fursecurile de Paști, cele care am făcut eu iepurașii și puișorii glasați cu albuș și cu zahăr, cu glasă reală. Am congelat-o, dimineața am scos, am amestecat așa bine, 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 am tăiat formele și am umplut. Și uitați ce minunăție și au cad. Acestea sunt. Eu vă pup dulce, vă doresc weekend plăcut, vă mulțumesc din suflet pentru vizionare, că mi-ați fost alături. Și toate rețetele le găsiți și pe canalul meu de YouTube, Prăjituri cu Camelia și Bucate Gustoase, sau aici pe pagină. Eu le pun și pe canal, pentru că aici mi-a fost furată pagina și abia am reușit să-mi recuperez și este mai bine să fie și pe canalul de YouTube. Mulțumesc, Monica! Și aici pe pagină găsiți, am foarte multe rețete făcute în direct cu voi și pe canalul de YouTube aveți peste 700 de rețete și dulci și sărate și tot ce doriți. De la fursecuri, la sarmale, la torturi, biscuiți, salate, tot ce doriți găsiți acolo. Încă mai am multe, multe de făcut. Așa, mai am mult, foarte mult de arătat. Weekend plăcut, Monica, îți mulțumesc și eu. Și ne vedem luni cu
cu o nouă rețetă. Am să intru un pic mai des în direct. Vă pup dulce și vă doresc multă, multă sănătate. O zi frumoasă tuturor. La revedere, vă îmbrățișez cu mare, mare, mare drag. Vă pup dulce și multă, multă sănătate. Video-ul public și pe canalul de YouTube, ca să rămân acolo. Să nu mai avem probleme. Vă pup. O zi frumoasă și un weekend minunat. La revedere, multă, multă sănătate vă doresc. Pupici, pupici mulți. Mulțumesc, vă mulțumesc din suflet. La revedere!